scuze, dar de la Suceava la Dorna a fost mai greu. Aceasta, cu aceasta, la și acest centru, sfântește de acum și pururea și în vecii vecilor. Da, de aici încetuțul așa, bucată, pleastră, bucată. Eu... Mai e deloc. Anume mi-a dat una care nu taie, dar de aici trebuie să mai îndată, noi să o tăiem în două și vă las o bucată. Domnule președinte Cătălin Nechifor, unul dintre cei mai importanți agenți economici din turismul dornan, domnul Daniel Passat, spunea undeva în primăvară că haideți să vedem ce facem cu infrastructura, după care vom vedea noi ce facem și cu agrementul și cu celelalte posibilități de a atrage turiștii la Vatra Dornei. Dumnealui considera că atâta timp cât cel puțin două căi de acces spre Vatra Dornei sau din Vatra Dornei spre alte zone sunt blocate, nu e, n-are niciun sens să ne mai gândim la alte lucruri. Ce răspundeți domnului Daniel Passat? Păi e simplu, răspunsul, creșterea turistică pe primele 6 luni din acest an și în Vatra Dornei este cu 25% față de anul anterior, în aceleași condiții de infrastructură și asta o avem în tot județul, pentru că economia și-a revenit, pentru că oamenii au mai mulți bani în buzunar, pentru că își pot permite să facă turism. 2. Infrastructura, încet, încet o facem. Știți foarte bine, am deschis un șantier important de DNCB, Vatra Dornei către Broșteni, deja se lucrează un covor asfaltic de oraș, către Rusca, Ortoaia, către Chiril, mergem mai departe până în Broșteni, va fi un traseu redat circulației moderne, un drum național care arăta foarte prost într-adevăr și care, dacă vreți, ne făcea rușine, mai ales în comparație cu Transrarou care l-am făcut anul trecut. În al doilea rând, sau în al treilea rând, dacă vreți, pentru Vatra Dornei avem proiecte importante. În această toamnă începem niște lucrări de investiții importante. Deja s-a semnat un contract pentru drumul de legătură cu Gheorghițeni, cu mănăstirea de acolo, cu complexul Monahal și cu zona balneară de acolo, cu Dorna Arini. Dar, în egală măsură, mai sunt proiecte pregătite pentru drumuri care sunt în intraviranul orașului și lucrurile astea sper să înceapă cât de repede în toamna asta, cu continuitate pentru anul viitor. Deci, cred că investițiile care sunt în infrastructură sunt deja pornite. Cred că lucrurile merg foarte bine și asta pot să o confirme tot cei care lucrează în turism. Înțeleg că vara asta nu prea găseai loc de cazare în Vatra Dornei, ceea ce e foarte bine. Și cred că trebuie mers și pe diversificarea de servicii turistice, inclusiv pe zona de turism activ. Da, practic în scurt timp, presupun că lucrările la DN17B vor fi gata până în iarnă, Vatra Dornei va avea încă un drum important, Piatra Neamț-Vatra Dornei pus la punct. Ce facem partea cealaltă, Iacobeni-Puciosu spre Borșa și Baia Mare? Cred că mâine o să am o discuție tot la Vatra Dornei, iată că vin cam des în Dorna, sper să nu vă deranjez mult, însă mâine va fi și directorul Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi, domnul Neaga, cu domnul Laicu de la Regionala Iași, unde o să discutăm și despre DN17, dar și despre DN18. Știți foarte bine, procedurile de licitații s-au ținut, este semnat la acest moment un număr de 3 contracte succesive pe DN18, legătura Iacobeni-Moisei, mai este al 4-lea, dar boala românească, contestații, CNSC, Curte de Apel, ne-a dus la o întârziere. Cert este că banii există, cert este că cel puțin aceste 3 tronsoane care sunt deja și contractate s-au început lucrările de proiectare, pentru că înseamnă proiectare inițială și după execuție și înseamnă, pe de altă parte, că anul viitor va fi un an plin de lucrări de infrastructură pe DN18, începând cu Iacobeni, mergând către Ciocănești, Cârlibaba și, sigur, până la Moisei, pentru că de acolo, mai departe, este făcut către Maramureș. Deci, atâta timp cât dumneavoastră încet, încet îndepliniți cerințele agenților economici din Vatra Dornei, pentru că domnul Passat n-a fost decât o voce din cele multe care puneau această problemă, dacă dumneavoastră vă faceți treaba până la sfârșitul mandatului sau poate în mandatul următor, Dorna nu va mai suferi de o izolare. Pentru că, într-adevăr, în afară de DN17, Cluj, Suceava, celelalte lăsau de dorit. Cât despre Panaci, Bilbor nu a fost o promisiune a dumneavoastră, știm promisiunile ale cui au fost, promisiuni din păcate neonorate. Da, într-adevăr, însă Coșnea Grădinița lucrăm,
am lucrat la drumul de la Broșteni către Dârmoxa și către Panaci și acolo trăiesc oameni, o comunitate mică în Dârmoxa, dar am legat-o la civilizație cât de cât pe un drum modernizat în această vară. Vreau să vă anunț că astăzi am încheiat lucrările și pe coborârea către Holdița, peste Puzdra. Era deja lucrat dinspre Frasin, către trecerea către Valea Bistriței. Deci avem un drum județean reparat în condiții normale de circulație. Nu mai vorbesc de Transra Rău, vorbesc însă și de alte componente care sunt pe proiectarea de toamnă, pe lucrări de toamnă care se întâmplă în foarte multe localități. Știți foarte bine, în urmă cu vreo două săptămâni am semnat la Suceava un număr de 110 contracte de lucrări de infrastructură cu localități sucevene. Sunt 75 de localități care au astfel de proiecte. Între ele se numără și Broștene, se numără și Dornariniu, și Panaciu, și Șarul Dornei, Poiana Stampei, Coșna, aproape toate, doar câteva localități care nu au fost în măsură să pună proiecte și Vatra Dornei, bineînțeles, are proiecte, am vorbit de ele. Deci iată că ne facem treaba și sper să reușim să fim la nivelul exigențelor. Da, urmează ca mingea să fie în terenul nostru. Dacă infrastructura va fi bună, să vedem dacă turistul va avea ce face la Vatra Dornei. Chiar și în cuvântul dumneavoastră de astăzi ați specificat că Dorna nu trebuie să rămână doar la nivel de turism balneo, trebuie să fie o locație atractivă și dinamică. Într-adevăr, am avantajul de a fi născut în Vatra Dornei, de a cunoaște foarte bine sistemul turistic din Dorna, atât cel medical cât și cel de agrement sau alte forme de turism. Turistul modern are foarte multe dorințe, foarte multe exigențe și dacă nu îi oferi ceea ce așteaptă, sigur că e greu să vină la tine. Dar la pachet cu faptul că dezvoltăm aeroportul la Suceava și în scurt timp o să avem curse cu București și curse internaționale, cu ideea de promovare de la Bruxelles din Parlamentul European, care o să avem pe 3-4 decembrie, la care ne adresăm și către companiile de chartere, pentru că vrem să atragem și turiști aduși cu avionul la Suceava, sigur după aia transferați pe autocar în zona de munte și un circuit turistic care să însemne și mănăstiri, să însemne și bazin de munte, să însemne și frumusețile care sunt la noi. Cu drumuri făcute, de acum cred că anul viitor putem să ne permitem să-i ducem pe turiști la Zugreni și altfel decât cu Pluta. Da? Da, oricum, în mandatul noastră am avut parte de această idee nouă de promovare, în sensul că bugetul nostru supra-îndatorat poate nu și-ar fi permis o prezență la târgurile naționale de turism, iar dumneavoastră ați venit practic atât în întâmpinarea administrațiilor din județul Suceava, cât și în întâmpinarea agenților economici, care poate n-ar fi putut să-și susțină o campanie. Consiliul Județean, la inițiativa dumneavoastră, a reprezentat, a dat posibilitatea acestor oameni să-și arate potențialul din fiecare zona județului. Rămâneți în continuare pe acest sistem? Nu, mergem mai departe. Îl facem mai bun. Anul ăsta am fost la 10 evenimente importante, la târguri în afara țării, Viena, Berlin, am fost la Mamaia, am fost la Chișinău, am fost, nu eu personal, cei care se ocupă, în mod evident, să nu creadă cineva că mă plimb, dar au fost oameni care sunt de specialitate, care au promovat produsul turistic din Bucovina, din zona de munte, zona de șes, egal. Și, cum am spus, mergem mai departe cu alte evenimente de promovare. Pe lângă ce am anunțat cu deplasarea la Bruxelles și componenta de discuții turistico-aeroportoară, pentru că trebuie legate lucrurile astea, am în plan undeva în decembrie, ianuarie, februarie să aducem la Suceava câteva agenții de turism puternice europene, tur operatoare. Mă gândesc la agențiile TUI și Neckermann din Germania, dar și din Austria și din Marea Britanie, pentru că acolo sunt deja țări emitente de turiști către zona noastră. Doamne președinte, dacă zootehnia anul acesta a avut un târg, poate de talie națională, poate unul dintre cele mai bune târguri pe care le-am avut la nivel național, deci la noi acasă, să ne gândim, să sperăm că în perspectivă poate vom avea echivalentul în turism? Nu. Nu, și vă spun că nu-i bine așa. Nouă ne trebuie turiști în Bucovina, în Suceava, în Dorna, nu târguri. Deci târguri trebuie să asigurăm noi prezența în afară. Târgul organizat la Suceava sau la Vatra Dornei nu va aduce foarte mult beneficiu. În schimb, ideea asta de a organiza infotripuri, infotururi pentru agenții economici specializați, asta trebuie de făcut. De ce spun asta? Pentru că atunci când îți aduci un partener, o agenție de turism importantă, un jucător serios în plan mondial, la tine acasă,
te ocupi special de el 3, 4, 5 zile, iar arăți toate frumusețile, arăți spații de cazare, restaurante, lucruri frumoase, turism de agrement și aventură, atunci îl convingi. Ideea de târg trebuie să o facem pentru zone de interes economic mai larg, unde sunt și foarte mulți oameni implicați. Dacă ne uităm la turism ca și ramură economică, vom constata că nu sunt chiar atât de multe structuri turistice cum cred unii. Sunt, într-adevăr, importante, sunt numeroase, sunt asociate într-o formulă și eu merg mult pe ideea asta de a duce specializat la noi în Suceava să vadă cu ochii lui un potențial partener cum putem dormi, cum putem mânca, ce putem face în Bucovina. Deci nu un târg de mari dimensiuni, asta trebuie să o facem în condițiile în care ne adresăm la foarte mulți fermieri, sunt slavă Domnului în zona de munte, lor, pentru ei am făcut acest târg de zootehnie și vestea bună este că anul viitor, prin relația cu Luxemburgul, vom fi prezenți la un târg care se ține din 1926 în Belgia, în Libramont. Acolo vor pleca fermieri și din zona Dornelor să vadă ce fac belgienii. Iar la contrapartidă, pentru ediția de anul viitor a târgului ZEFA, care va fi tot la Dorna Candreni undeva în mai, vom aduce și parteneri din Belgia care să vină să ne arate ce animale cresc ei. Știți foarte bine, la noi deja în zona de munte există Charoleză, Limousin, există Holstein, nu prea există Bleu Blanc Belgic. Asta ca și rasă vine exact din Belgia, de-aia aducem pe cei care o produc acea rasă la noi acasă. Da, punct de informare turistică modern, într-o locație foarte bună. Care ar fi gândul dumneavoastră pentru echipa care lucrează aici și pentru echipa primarului, evident? N-am ce emoție, știu să-și facă treaba, au făcut-o și până acum, chiar dacă nu au avut acest centru, dar e important să existe un centru de informare, chiar și astăzi când avem mai toți telefoane inteligente pe care intrăm pe internet și găsim informații, dar atunci când ai interacțiunea cu o persoană, când poți să primești și altfel de informații care vin cumva artificial sau dezumanizat de pe internet, sper să-și angajezi oameni care știu să-și facă meseria, n-am emoții în sensul ăsta. E o echipă fantastică la Vatra Dornei, colaborăm foarte bine și mă bucur că am trecut peste niște dificultăți legate de orgolii din trecut. Nu trebuie ca cineva să fie mai șef decât altcineva, trebuie ca toți să lucrăm împreună. Doamne președinte, mult succes în continuare, spor la treabă, sunt foarte multe proiecte, alergați de colo-colo, ne bucurăm că ați revenit la Vatra Dornei. Mâine vin din nou, nu scăpați așa ușor. Poate nici domnul de la CNADR nu o să scape nici de noi. Nu mai lăsăm, nu pleacă din Dorna până nu rezolvă tot. Mulțumesc tare mult și spor la treabă. Mulțumesc și eu. Bun venit, domnule președinte. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, în sfârșit, a reușit să ajungem și la inaugurare, dar puțin știu că, de fapt, acest proiect a început în luna octombrie 2012. Vreau să fiți doar neamul nostru aici aproape. Și așa am încrisat acum mai mult. Știu că vreți o cățărare acolo, dar ați asta, aveți timp. Am văzut la Reul și la Reul. Deci, a început în octombrie 2012. Durata de implementare a proiectului a fost de numai 10 luni. Până acum 10 luni au fost doar documentații și alte procese care nu țin strict de administrația locală. Investiția a costat 629.000 de lei, TVA inclus, din care doar 2% investiția primăriei, adică aproape 210.000 de lei. S-au reabilitat spațiile care le puteți vedea. Destinația acestui spațiu care ne aflăm va rămâne tot sala expozițional. Avem o dotare care cred că ne va permite să susținem cam orice vernisaj sau expoziție. Cred că este cel mai modern din Suceava. Poate Bucovina, centrul, nu? Mulțumesc. În continuare să dau cuvântul domnului primar, dar apoi domnului președinte. Bună ziua tuturor și bine ați venit la acest centru care știu eu că e unul din punctele de atracție a cremei culturii dornene. Și acum avem și din alte părți persoane dragi venite. Ne bucurăm că domnul nostru, domnul președinte Cătălin Nechifor,
este și de această dată alături de Dorna și avem convingerea că împreună vom mai putea inaugura multe lucruri. Sunt momentele cele mai plăcute din perioada în care dorim să tăiem pamlici și sper să se întâmple cât mai des pentru dornenii noștri. Avem aici în fața noastră foarte mulți agenți din turism care știu ce înseamnă adevărat o promovare adevărată a localității și a zonei noastre. Poziția este, cred că, perfectă, că este la legătura dintre gară și toate autobuzele și autocarele care trec în zonă, tot pe aici vor trece. Deci ne vom bucura, cred că, de un prestigiu pentru promovarea turismului dornean. Și dorim împreună să ne apropiem cât mai mult, să stăm și în salonul acesta care este cunoscut pentru dezbateri culturale și de valoare. De aceea o să ținem aproape cu toții și o să doresc să vedem în imediata apropiere a lansării și casei de cultură, tot mai des la, zic eu, dezbateri de turism. Că Vatra Dornei este făcută totuși la ora actuală de a trăi din turism în primul rând și pe urmă cu celelalte activități minore care le mai avem. Oricum, fericit echipa care a lucrat la acest proiect. A fost o perioadă foarte scurtă, de un an de zile, deci abia în perioada aceasta a pornit proiectul anul trecut și uite-ne că am ajuns la un final, eu zic, de bucurie. Vă doresc din suflet să avem putere de muncă împreună și să reușim să schimbăm fața acestui oraș turistic și cu interes național de stațiune balneară și multe picuri care merită Vatra Dornei. Rog, domnul președinte, să ne spună câteva impresii de Dornean. Ați fost foarte mult să fiu prezent astăzi. Să vă felicit în primul rând pentru că ați făcut ceva extraordinar și primăria și serviciul Salamont. Pentru că spunea că a durat 10 luni, de regulă le bune durează cam 9 luni, 9 luni și un pic, fără un pic, aveți un copilaș frumos aici, îl meritați, mă bucur că intră în zona oficială de promovare turistică și centrul din Vatra Dornei, cu adevărat lipsea și sunt convins și chiar îmi doresc ca la nivel de colaborare să lucrați foarte bine cu cei de la Suceava, pentru că sunt foarte multe programe care pot fi făcute în comun. Aș vrea să vă dau și o critică, dacă v-ați voie. Am văzut și filmulețul de prezentare. Ori scoateți Tiroliana, ori o faceți. Și cred că e înțeles lucrul ăsta. Eu țin foarte mult la un concept de turism activ la Vatra Dornei. Sigur, avem și componenta de oameni care vin în stațiunea balnei climaterică la o vârstă mai înainte și care poate nu fac turism activ, dar ca familie tânără, ca turism, la nivelul de vârstă 20, 30, 40 de ani, e foarte important ca aceste lucruri pe care le prezentați în videoclip, mountain biking, turism de aventură, iată și călărit, să existe, pentru că Dorna trebuie diversificată ca și forme de turism. Avem extrem de multe pensiuni, nu doar în Vatra Dornei, tot bazin. Avem pensiuni extraordinare care sunt bine cunoscute în plan național și internațional. Eu țin minte atunci când eram mic, foarte mulți turiști străini veneau din Israel, din Germania. Poate că reușim o formulă de colaborare mai strânsă și cu aceste țări din care am avut mulți turiști. Însă paleta de servicii trebuie extinsă. Nu e suficient să avem cazare de calitate și avem lucrul ăsta. Nu e suficient să avem bucate de calitate și gustoase că avem lucrul ăsta. Dar lucruri de genul ăsta, pat și mâncare, avem și acasă fiecare dintre noi. Trebuie ca la Dorna să avem putere să vedem mai departe, trebuie să găsim înțelepciune să putem crea aceste structuri de turism activ, inclusiv Tiroliana, care eu cred că va genera foarte multă dezvoltare și atracție. Și întrucât am întârziat și ca să-mi repar întârzierea, vreau să vă spun un lucru în premieră, nu l-am spus public până acum, probabil că mâine va fi oficial, dar vreau să știți că undeva în intervalul 3-4 decembrie, de la Dorna avem un om cu mine la Bruxelles, într-o deplasare pe care Consiliul Județean Suceava o face pentru promovarea turistică și la care vom încerca să le prezentăm cât mai bine din perspectiva ofertei turistice, dar și aeroportoare.
Deci pe 3-4 decembrie, Petrică sau cineva ce ne hotărâți, vine cu mine la Bruxelles, prezentăm filmul ăsta, este extraordinar, prezentăm oferta turistică a Bucovinei și din zona Vama și din zona Sucevița și Câmpulu și Vădicet, pe partea culturală și Suceava cu Tinerele Scaun. Prezentăm un pachet important, puternic, alături de oferta de aeroport care, știți foarte bine, slavă Domnului, este gata în curând, undeva pe 25 octombrie să avem și aeroport. Avem și aerodrom la Floreni, i-am găsit anul ăsta și o destinație colaterală, un târg național la zootehnie, dar acolo putem face mult mai multe lucruri și chiar îmi doresc să apuc ziua în care să vin la Vatra Dornei să mă și relaxez la pensie, la tratament, la băi de nomol, la știu eu, la turba pe care o țin minte din trecut și care s-a mai pierdut poate, dar care poate fi reinventată. Ar fi multe de vorbit, însă să-mi convins că sunt mult mai multe de făcut, de-aia vă țin pumnii, vă spun felicitări și vă prețuiesc așa ca un om născut în Vatra Dornei, precum sunt. Doamne ajută și spune toate! Și ți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici, binecuvântându-i pe dânsii și acest sfânt locaș și păstrând totdeauna viața lor nebătuită și dăruindu-le cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție este cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului de viață, Făcătorului tău tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, Cel ce binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif, Cel ce binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea a chivotului legii și în zile venirii tale, în trup, Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dorit mântuire casei lui Zahiu, însuți binecuvintează și acest centru de informare turistică și cu frica ta întărește pe cei care lucrează și care vor intra în acest centru și îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în acest centru, că ție se cuvine a ne mirui și a ne mântui Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnule primar, începând de astăzi, avem unul dintre cele mai moderne puncte de informare turistice din județ. L-am văzut chiar pe președintele Cătălin Nechivăr, dând din cap afirmativ, când domnul Petrica Riciuc a făcut această remarcă. Așa consider și eu, o zi binecuvântată de la Dumnezeu, pentru că avem undeva un reper de unde putem să atragem tradiția veche dorneană și aici, în inima Bucovinei, să putem atrage cât mai mulți turiști, pentru că Dorna a fost și rămâne una din atracțiile principale a turismului bucovinean, românesc și internațional. Domnule primar, și în timpul campaniei electorale am văzut în interviurile pe care ni le-ați acordat nouă celor de la Orion Media, cât și în pliantul dumneavoastră în care era inclusă oferta electorală, am văzut că turismul totuși ocupă o latură importantă. Bazinul Dornelor este cunoscut încă din istoria Moldovei, deci de pe vremea lui Dragoș, întemeitorul Moldovei, avem legende care spun că se venea la Vatra Dornei, dacă nu neapărat la stațiunea balneoclimaterică, se venea la vânătoare. Deci tot un fel de turism exista. Și din discuțiile cu părinții mei, Dumnezeu să odihnească, îmi spunea că tot timpul caleștile din Viena, din Budapesta, veneau spre Vatra Dornei cu tot felul de oameni încă zdraveni și puternici, dar care își păstrau sănătatea în Vatra Dornei. Împreună cu domnul inginer Ariciuc, șeful acestui punct și totodată șeful serviciului Salvamont și promovare turistică, ați avut o discuție mai veche legată de achiziționarea unei mașini performante de intervenție în munte. Vă mențineți acest gând de a achiziționa o astfel de mașină? Obligatoriu. Avem peste 400 de kilometri de trasee montane și deci numărul
exponenților care pot avea probleme în această zonă este mare, deci suntem obligați să avem o posibilitate de intervenție rapidă pentru binele și liniștea turistului. Că avem în Vatra Dornei tot felul de turism, inclusiv cel pedestru care pleacă lumea pe jos, avem ecvestru pe cai, avem în toate variantele și cel balnear, dar acel pedestru și ecvestru e mai periculos și acolo trebuie să intervenim cât mai rapid. Domnul Daniel Passat îmi spunea într-un interviu că, domnule, hai, nu mai puneți atâta presiune pe noi că nu avem agrement, haideți să rezolvăm întâi căile de acces spre Vatra Dornei și apoi vom vorbi și de latura agrementală, ce se poate face la Vatra Dornei. Dar să avem întâi aceste intrări sau ieșiri înspre alte zone importante ale țării puse la punct. Din ce ne declara adineori președintele Consiliului Județean, încet, încet, cel puțin Vatra Dornei, Piatra Neamț, va fi o a doua legătură bună pentru Vatra Dornei. Credeți că va crește numărul turiștilor? Fără doar și poate era deja ceva vizibil și palpabil, se vede începutul asfaltărilor. Sperăm să fie și toamna de partea noastră și să ajungă cât mai adânc pe Valea Bistriței, dar nu știu dacă ați văzut o emisiune a domnului doctor Dulgheru, acum recent transmisă, nu vă spun pe ce post, dar vă spun că a fost la superlativ. Deci și dumnealui prezenta că dacă avem Valea Bistriței asfaltată, deci nu numai de la Vatra Dornei la coada lacului, dar și spre Cârlibaba, Prislop și Borșa, fără doar ce poate se va simți puternic creșterea numărului de turiști. Și fiecare își transmit cel mai bine prin graiul lor și atunci avem liniște că la Vatra Dornei se vor opri în primul rând, că este punctul cheie. Da, acum la final v-am văzut foarte mândru de această realizare. În curând va fi inaugurată și Casa de Cultură, reabilitată atât în interior cât și în exterior. Contați în continuare pe echipa condusă de domnul inginer Petru Ariciuc? Pentru mine, într-adevăr, consider că este o echipă bună. Am reușit chiar în termene foarte limitate și scurte să realizăm finalurile la mai multe proiecte și mai avem încă de tăiat pamblici mai multe la Vatra Dornei. Deja, după cum știți, de astăzi începe și asfaltarea, continuăm deci și cu exteriorul la Casa de Cultură, inclusiv holul și cât de repede vom schimba un pic fața Dornei. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte și mult succes și spor la treabă. Vine iarna și lucrurile trebuie să fie, să sperăm, extrem de avansate, pentru că deja o sumă de 20 de miliarde am înțeles că a fost alocată pentru acest proiect. La care proiect vă referiți pentru iarna? Cel de asfaltare. A, pentru asfaltare e o promisiune, cred că acum mai nou, că nu mi s-a dat limita la sumă, dar ne-a zis cât muncim vom fi plătiți. Deci trebuie să tragem mai mult posibil să o întindem chiar spre 30, atâta timp cât ministerul am înțeles că ar fi în bani. Păi atunci să le luăm banii. Neapărat, mai ales pentru dorneni. Trebuie să ne zbatem pe toate căile. În continuare mult succes. Doamne ajută și la toți dornenii sănătate.